trezești obosit, ești nerăbdător, vrei totul în momentul în care îți dorești, ai dureri de cap, detești să auzi un nu, mintea ți este agitată, ai dificultăți de concentrare sau doar ești uituc? Stai liniștit, le vom rezolva. Acesta este domnul Stres. Stres? Ai stres, este derivat de la numele străbunicului meu, Einstein. Sunt foarte nervos și foarte agitat, dar în același timp sunt o persoană foarte frumoasă, carismatică și intelectuală. Văd că nu suferi de stima de sine scăzută. Stima de sine scăzută îi apucă pe puștii ăștia cu cap sec. Dumnezeule, chiar așa arată nasul meu după operație? Jale, nu o să pot ieși deloc așa. Am mai dat și o groază de bani. Pentru ce? Chirurg dobitoc, vine să-l iau de gât. Nasul ei era diferit de altora, de cele mai multe tipuri de nas care există. Credea că atunci când cineva îi privea chipul, se uita de fapt la nasul ei. Când cineva râdea în apropierea ei, râdea de ea, devenea paranoică. Fata realiza că frumusețea se vede în ochii celui care te privește, nu în ceea ce reflectă o oglindă. Fata e dereglată rău. Milioane de tineri au o perspectivă greșită asupra realității. Nu știu că viața este un contact de risc, cu aplauze și huiduieli, cu dramă sau comedie. Face parte din cotidianul fiecărui om. Un exemplu ar fi chiar Michael. Mă sperii în orice ca ultima fetiță. Efectiv sunt degeaba, nu înțeleg ce mai încerc. Și cum s-a terminat povestea băiatului? A vrut să se arunce de pe pod, dar Michael a înțeles ceea ce trebuia să știm pe din afară. Adevăratul succes nu începe de la câți bani avem în cont, ci de la câtă inteligență putem să acumulăm în creier. Dacă stau să mă gândesc, și eu am fost un adolescent tulburat. Avem un complex de inferioritate. Mărturisesc că mă credeam prost. Credeam că am o memorie la fel de limitată cu cea a unui șarci, iar străbunicul meu una la fel de mare ca a unui elefant. Sincer, eram frustrat. Credeam că nu voi putea ajunge niciodată la nivelul lui. Dar am realizat că îmi pot face propriul drum în viață. Poate chiar mai bun decât al lui. Concluzia mea este că, la fel cum peștii nu zboară, fluturii nu pot înota. Stres? Ai stres. Este derivat de la bunicul meu. Acesta este domnul Stres. Stres? Ai stres. Acesta este domnul Stres. Stres? Thank you.